Bună, bună, bună tuturor! Eu mă numesc Monica Măgureanu și sunt un practician certificat în abordarea lui Dr. Gabor Mate și Sadaram Kaur, respectiv în Compassionate Inquiry. Am recitit recent cartea Eroul cu 1000 de chipuri, o carte scrisă de Joseph Campbell, care am avut bucuria să o revăd printre titlurile editurii Herald, iar această recitire m-a impresionat profund. Nu am putut să nu observ, în timp ce o citeam, similitudinile între Compassionate Inquiry și Călătoria Eroului, pentru că nu Compassionate Inquiry se axează în cele din urmă pe explorarea sinelui interior, pe identificarea cauzelor profunde, adânc înrădăcinate ale durerii și suferinței noastre, la fel ca și în cazul Călătoriei Eroului. Fie că este vorba de o anxietate, fie că este vorba de o teamă, de o frică, de o furie intensă, există ceva care ne indică faptul că există ceva mai profund în noi care se vrea exprimat. Joseph Campbell o numește chemarea eroului. Și de ce nu? Este primul pas. Chemarea. Dacă o auzim, vom porni sau nu în călătorie. Ce înseamnă să pornim în călătorie? Înseamnă să preluăm responsabilitatea propriului nostru proces de inquiry, așa cum o numește Gabor Mate. Să acordăm atenție senzațiilor noastre corporale, emoțiilor noastre, convingerilor, credințelor noastre și să le folosim pentru a ne ajuta să depășim provocările cu care ne confruntăm. Pe măsură ce progresăm, ne vom confrunta cu ceea ce Joseph Campbell numește demoni, cu demonii noștri. Numai că eu vă propun să reflectați la acești demoni nu în termeni exteriori, nu în termeni fantastici, nu în termeni metaforici. Gândiți-vă că uneori demonii pot îmbrăca haina furiei, rușinii, tristeții, anxietății. Ce înseamnă asta? Înseamnă că prin călătoria eroului, la fel cum în cele din urmă facem și prin Compassionate Inquiry, încercăm și vom ajunge să transformăm aceste emoții pe care le percepem negativ în aliați. Ne putem ajuta de acestea pentru a ne facilita procesul de vindecare, pentru a ne facilita transformarea în ceva mai puternic. Și în cele din urmă, pe măsură ce vom depăși provocările, vom experimenta gustul victoriei, vom simți o realizare, o senzație de realizare și vindecare care ne va da puterea de a merge înainte. Dacă simțiți chemarea, vă recomand din suflet să citiți Eroul cu 1000 de chipuri. Este o carte care poate, posibil, vă va inspira să preluați controlul vieții voastre, să vă transformați proprii demoni în aliați în această călătorie către vindecare. Să nu uităm să ne reamintim, și o fac și eu în același timp cu voi, că ceea ce percepem ca demon sunt doar interpretări ale minții noastre. În realitate, demonii noștri încearcă să ne protejeze de ceva care, într-un fel sau altul, le amintește de o rană din trecut. Prin urmare, în această alchimie care este Eroul cu 1000 de chipuri, vă invit să descoperiți cel mai important aliat pe care îl avem pe drum. Compasiunea față de cei din jur și față de noi înșine, compasiunea față de proprii noștri demoni, pentru că este important să-i acceptăm, să-i ascultăm, să-i cunoaștem, pentru ca astfel ei să ne ajute, de fapt, pe drumul nostru către vindecare. Și o ultimă notă, să nu uităm că eroul este de cele mai multe ori cel mai tânăr dintre fiii regelui,
este adesea judecat de ceilalți. Cel mai probabil, în opinia celor din jur, nu poate reuși. Însă acestea sunt doar iluzii, deoarece în fiecare dintre noi există un erou. Prin urmare, dacă sunteți chemat să faceți o schimbare în viața voastră, nu vă fie teamă să porniți pe acest drum. Răsfoiți eroul cu 1000 de chipuri și lăsați-vă ghidați de vocea interioară. Eu personal o recomand din tot sufletul. Să fie cu inspirație, vă doresc!